Autobuzul în care se aflau 40 de elevi se deplasa pe drumul județean 674B Negomir-Rovinari, moment în care a ajuns în șanț după ce a derapat într-o curbă. La scurt timp, autobuzul a fost repus pe carosabil și a ajuns la destinație însoțit de două echipaje de poliție. În această dimineață, pe raza localității Fărcășești, într-o curbă cu viraj spre stânga, șoferul unui autobuz nu a adaptat viteza la condițiile de drum, carosabilul fiind acoperit cu zăpadă și a alunecat ușor spre șanțul de pe marginea drumului. Cei 40 de elevi au ajuns în siguranță la școală cu același autobuz, care a fost însoțit de două echipaje de poliție până la destinație. În urma incidentului, administratorul drumului a fost sancționat cu o amendă de 3.000 de lei. În urmă cu o seară, administratorul drumului, Complexul Energetic Oltenia, a mai fost amendat cu 7.250 de lei, tot pentru că nu a dezăpezit corespunzător carosabilul.